15 decembrie 1989. Securitatea încearcă să-l evacueze pe pastorul Laszlo Tökeș din locuința aflată în imobilul unde se afla și biserica reformată la care sluja. Credincioșii se adună pe stradă și susțin demersul pastorului de a se împotrivi deciziei. Lor li se alătură zeci și apoi sute de oameni. Oamenii adunați în fața Bisericii Reformate din Timișoara au fost alungați în seara zile de 15 decembrie 1989 de ofițeri de securitate îmbrăcați în haine de piele. Aveau să revină a doua zi, iar protestul timișorenilor față de evacuarea pastorului Tökeș a luat amploare. Din ce în ce mai mulți s-au îndreptat către sediul Comitetului Județean al Partidului Comunist Român. Acolo au fost întâmpinați cu jeturi de apă, gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. S-au făcut primele arestări, iar timișorenii s-au regrupat în fața catedralei, acolo unde se simțeau mai protejați. Martorii acelor momente de groază povestesc că riscau să fie uciși în masă dacă numărul lor nu era unul semnificativ. Noi am adunat aici și am fost numai noi reformații. Dar pe urme am primit ajutor din partea baptiștilor Dugulescu, domnul Dugulescu, Dumnezeu să ierte că săracul el a murit. No? Și dânsii a venit foarte multe persoane, 200 de persoane și atunci a ajutat ca să avem mai multe persoane. Dacă numai noi eram, atunci nu era ceea ce s-a întâmplat. A doua zi, pe 16 decembrie, timișorenii au revenit în fața Bisericii Reformate mai mulți și mai deciși. Mitingul se transformă în protest și oamenii încep să scandeze lozinci precum Jos Ceaușescu. Mai multe grupuri de milițieni intervin și încearcă să împrăștie mulțimea. Trupele au băturat pur și simplu strada. N-am avut unde să mă ascund, că toate porțile erau închise. M-am lipit de perete și am auzit cum militar sau antitero sau ce-o fi fost, înjurau. Când vedeau câte o persoană, înjurau și pe de altă parte dădeau cu călcâiul sau cu bastoanele, dădeau în geamuri. De cealaltă parte, pastorul Laszlo Tökeș a intervenit și a încercat să scape pe demonstranți de represalii. Am pierdut controlul peste mulțime și n-am putut interveni în mod decisiv în favoarea lor. De la un anumit punct, oamenii nu se ascultau de nimeni, ci se revoltau împotriva situației, împotriva regimului. Care a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, punctul culminant al acelor zile? Punctul cel mai adânc a fost când am fost luați și, în sensul adevărat al cuvântului, deportați împreună cu soția mea într-un sătuleț îndepărtat în Sălaj, Mineu. Am crezut că ne duc la locul executării. Ordinul de folosire a armamentului a fost dat oficial de Nicolae Ceaușescu pe 17 decembrie. Ordinul, toate trupele primesc imediat munițe de război, de front. Se urmează oricine nu se supune, se tocotește stare de necesitate și se aplică legea.